Hai, salut, bă băieți! Bine m-am regăsit la un nou videoclip pe canal. În videoul de astăzi o să trecem prin top 5 cele mai bune star power. Desigur, după părerea mea, este o opinie personală. Dar înainte să începem cu star power-urile, nu uitați de butonul de like și de subscribe ca de fiecare dată și să activați și acel clopoțel să primiți notificare. Astea fiind spuse, haideți să trecem direct la star power. Locul 5, desigur, după părerea mea, este Cold Snake. Star Power-ul pe Mortis este unul dintre cele mai bune Star Power din joc, doar datorită faptului că practic asta îl face pe Mortis, acest Star Power. Iar datorită acestui fapt, Mortisul este destul de viabil și vă dați și voi seama, adică nu aveți cum să nu spuneți că este unul dintre cele mai bune Star Power, doar pentru că, până la urmă, chiar e super, super bun, adică vedeți și voi. Acel dash lung este foarte, foarte OP și poți să prinzi destul de mulți inamici, gen cu garda plasată, să zic așa, și nu te aștepți câteodată să aibă Coil Snake-ul ăla și poți să faci mai multe play-uri și chestii, adică Mortis fără acest Star Power n-ar fi un brawler foarte, foarte bun, adică vă dați și voi seama, ba chiar ar fi unul dintre cei mai slabi brawleri și Mortis-ul poate fi destul de underrated în diferite situații. Chiar dacă este un brawler destul de dificil de jucat și nu mulți știu să joace cum ar trebui, este un caracter foarte, foarte bun, poți să dai counter la mulți brawler, iar datorită acestui star power poți să ajungi foarte, foarte lejer lângă aceștia. Vedeți și voi că acest dash chiar contează extrem, extrem de mult, iar de aceea primul star power nici măcar nu se joacă, pentru că nu prea poți să iei value cu acel star power, să zic așa, pentru că trebuie să faci kill-uri ca să iei value cu acel star power, să zic așa. Adică, na, până la urmă vedeți și voi ce reușesc să fac cu Mortis-o. Bun, astea fiind spuse, hai să trecem la următorul Star Power. Okay, trecem și la următorul Star Power. De data aceasta este cel pe Jesse, care se numește Energize. Acest Star Power face ca Jesse să își poată da heal la turetă cu fiecare atac, care că îi dă undeva la 900 și ceva HP. Nu sunt exact sigur pentru că nu am mai jucat Jesse de ceva vreme. Iar acest lucru o face pe Jesse super super bună, pentru că poate să-și țină tureta în viață destul de mult timp, iar pe lângă faptul că își ține tureta în viață, poate, adică ricoșează acele atacuri, vedeți și voi, aproape 900, să zic așa, pe heal, și ricoșează acele atacuri și vă dați și voi seama că din moment ce acele atacuri ricoșează, se duc și în brawlerii inamici, în timp ce îți dai heal la turetă, poți să ataci și brawlerii inamici. Vedeți și voi cum s-a întâmplat în cazul acesta. Deci este un star power care este necesar să luați pe Jesse, adică până la urmă este unul dintre cele mai bune star power din joc și nu puteți să negați acest lucru. Adică, na, până la urmă, practic star power-ul face pe acest brawler chiar atât de bun. Fără star power-ul acesta, tureta ar fi destul de inutilă și ar fi destul de ușor de omorât și na, nu vrei acest lucru. Până la urmă vrei ca tureta să stea de fiecare dată în viață, pentru că este o unitate în plus de care inamicii trebuie să țină cont. Și desigur puteți să aruncați tureta și să-i dați heal într-una, vedeți și voi cum am făcut aici și faceți cycle destul de lejer cu acest lucru. Sunt deja și la un hit distanță, mai am și un gadget care are și un gadget super super bun, dar datorită acestui star power puteți să faceți foarte foarte multe lucruri, să faceți kill-uri super agresive, adică doar aruncați tureta efectiv și dați heal într-una, pentru că e destul de greu să omori acea turetă când efectiv îi dai heal într-una. Mai ales brawler precum Poco, vedeți și voi, dă un atac în turetă cât dau eu heal-ul, să zic așa. Și mai ales e destul de greu să omori acea turetă și plus de asta consumă foarte, foarte multe hituri de la brawlerii inamici. Poți să pui și în spatele zidurilor ca să fie destul de enervantă tureta și să abuzezi cât mai mult de acest star power. Haideți să trecem și la următorul. Ok, trecem și la locul 3. De data aceasta avem un troll care este desigur Sprout. Sincer, motivul pentru care Sprout este atât de bun este datorită acestui star power care, odată ce ești în tufiș, primești un shield, iar acel shield îl face destul de tank, să zic așa, pe domnul Sprout, care este într-un fel un thrower care este tank, mini tank, are și un gadget care îl ajută și mai mult să fie, adică și mai tank, să zic așa.
Deci, overall, are și un gadget super bun și un star power super bun. Desigur, puteți să folosiți ambele star power-e, dar acesta este, desigur, cel mai bun star power pe care îl poți lua pe, pe Sprout. Vedeți și voi, efectiv, când stai în... treci odată prin Tufiș, o să ai acel shield care te ajută destul de mult. Chiar foarte, foarte mult te ajută acel shield, nu știu exact dacă intră, perfect, o și intrat, acel trickshot, deci te ajută foarte, foarte mult, iar în combinație cu acest gadget care îți dai heal, este o combinație destul de fatală și e destul de greu de multe ori să omori Sproutul, sincer să fiu, doar datorită acestui, acestui star power, pentru că până la urmă... îi dă foarte mult HP, să zic așa, și îți mai poți da și două gadgeturi odată ce ți încarcă gadgeturile. Poți să-ți dai și gadgeturile alea care, na, 1500 în combinație cu acest star power, într-un fel este mult mai mult, undeva la 2000 și ceva. Adică practic un thrower cu 6000, aproape 7000 HP, depinde dacă îți dai două gadgeturi, poate fi și mai mult. Adică, na, era culmea să-și ia bitul ăla de două trick shot în același match, era chiar insane. Dar, nu știu, vă recomand sincer să vă luați aceste star power care vi le recomand și eu până la urmă. Adică, na, dacă aveți tot contul de power 9 și nu știți ce star power să luați, încercați să vă focusați pe acestea care sunt cele mai bune. Că, până la urmă, să vă faceți contul mult mai ok. Iar la momentul actual, cam acestea sunt cele mai bune star power și ajută brawlerii respectiv într-un mod bizar, să zic așa, adică chiar ajută într-un mod foarte, foarte mult brawler respectiv și poți să abuzezi chiar și un Mortis, adică cu Sprout poți să faci față până și la un Mortis, pentru că îți poți da gadgeturile acelea într-una, iar Mortis nu are damage-ul necesar ca să își mențină, să zic așa, nu știu, rata de damage la un Sprout care stă și are și gadgeturile și are și acel shield. Durează foarte, foarte mult ca să omori, să zic așa, acel Sprout. De exemplu, cu Mortis ai o, nu știu, e dificil să zic așa să omori un Sprout care are și gadget și acest star power care este foarte, foarte enervant. Iar hiturile, după părerea mea, nu sunt chiar atât de greu de nimerit. În general, zidurile sunt mai greu de pus, dar odată ce ajungeți cu Sprout în overtime, este cam cel mai aiurea să ajungeți cu un Sprout în overtime, deși nu este chiar cel mai rău brawler de overtime, adică vedeți și voi că puteți să faceți treabă destul de mare cu Sprout în overtime, că nu este chiar atât de greu să nimeriți, dar din păcate nu o să mai aveți acel star power care, da, v-am zis, ajută foarte, foarte mult, deci în acea perioadă când aveți tufișe, abuzați de el, este bun cam în absolut orice game mode, iar acest star power este super, super bun. Haideți să trecem și la următorul. Ok, trecem și la locul 2. Sincer să fiu, cred că erau, adică acesta era destul de așteptat. Star power-ul al doilea, Extra Noxious pe Barley, era, adică e unul dintre cele mai bune star power-uri la momentul actual și încă așteptăm un balance change pentru acest star power, pentru că e absolut incredibil de OP. Adică chestia asta e prea OP. Dă mult prea mult damage, omoară brawler care au 3 HP, de exemplu Spike, Crow și așa mai departe, din 3 hituri. Chestia asta e insane, sincer să fiu, pentru un thrower, deci pe lângă care și control cu acea ultimată super mare, are două gadgeturi super bune, cu unul care poți dai counter la tanci, iar altul este pentru control, poți să dai heal, de exemplu, la coechipierii tăi cu acest gadget, 500 pe secundă, adică este o grămadă de heal până la urmă, adică gândiți-vă, undeva la 4 secunde, să zic așa, și sunt 3 brawler, deci este o grămadă de heal. Are damage, are heal, are control. Acest brawler are absolut totul la momentul actual. Singurul lucru ce lipsește este HP-ul, dar ar fi și culmea să-i mai aibă și HP. Chiar și înainte să fie acest star power atât de bun, Barley era incredibil cu celălalt star power, care nici măcar nu trebuia să te regenerezi, puteai să ataci într-una, dar cu acest star power este mult, mult mai incredibil acum, adică are o grămadă de damage și de aceea este și unul dintre cei mai buni brawler la momentul actual din joc, doar datorită acestui star power, care până la urmă acest star power face și brawlerul, deci chiar vă recomand dacă nu aveți acest star power să îl luați, chiar merită și nu o să regretați, o să-l puteți pușa mult mai lejer, deci nu știu, chiar vă recomand să luați acest star power, nici nu este greu de jucat Barley.
Iar acest star power adaugă decât damage, damage în plus. Atât, deci dacă n-ați avut un star power pe Barley și luați acest star power, să zic așa, o să fiți efectiv impresionați de câte lucruri face și cât damage puteți să dați cu acest star power. Bun, hai să trecem și la locul 1. Trecem și la locul 1, cred că nici nu se mai pune problema, adică toată lumea cred că știa că acest star power pe Bit o să fie locul 1, pentru că până la urmă acest star power este game changer pe Bit. Este efectiv, fără acest star power Bit ar fi unul dintre cei mai slabi brawler din joc, adică acest star power practic face brawlerul și chiar este... îi dă un speed, adică acest star power când îl ai, practic pe Bit, odată ce ai tureta, îți dă un speed. Nu știu exact, este mai rapid ca Crow cu puțin, deci ca să vă gândiți. Și Crow, gândiți-vă că este o legendară și e destul de rapid pentru că e un asasin, trebuie să fie rapid. Dar Bit cu acest star power, efectiv este o mașinărie de ucis rapidă, care are damage, are HP, are speed, are un gadget de teleport, efectiv tot ce ți-ai dorit de la un brawler, acesta are. Deși la început poate te chinui puțin pentru că e destul de greu să-ți faci tureta când ești mai încet, așa să zic, dar odată ce ți-o faci, poți să faci cycle destul de lejer la ea. Și poți să folosești, de exemplu, când mori, cum am murit eu acum, puteam să mă teleportez destul de lejer la turetă. Văd că brawlerii inamici, adică inamicii au un om care îl cheamă Ronaldo, ia uitați-l pe Ronaldo. Și poți să dai destul de ușor cycle, să zic așa, la turetă, deși mi-am mirosit-o aici. Nu prea apuc să folosesc acest star power cum trebuie. Dar să știți că în Gem Grab este unul dintre cei mai buni brawleri. Adică, na, în Brawl Ball nu este chiar atât de bun, pentru că, na, sunt brawleri precum Barley, Bell și așa mai departe, care îi dau counter, de aceea nu este chiar atât de jucat Bitul. Dar în Gem Grab poate să fie destul de underrated, mai ales cu un Byron, în combinație cu un Byron, cu... Efectiv, e mult prea insane acest brawler și vă zic din propria experiență. Numai că acum o duce destul de greu cu noi brawler care s-au băgat și cu balance change-urile. Dar vă recomand să luați acest brawler, adică acest star power, pentru că dacă n-ați avut star power pe Bit, să zic așa, o să fie un complet alt brawler. Bun, băiți, cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, desigur a fost o opinie personală, dar sincer cam astea sunt cele mai bune star power-e. Așa că dacă nu le aveți, țineți cont să le luați pe acestea prima dată, pentru că pentru unii brawler sunt niște star power-e care schimbă complet brawler-ul, mai ales cel pe Bit. Efectiv îți schimbă modul de joc și stilul brawler-ului cum îl joci. Astea fiind spuse, ne revedem data viitoare, să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți acest videoclip. Numai bine, pa, pa!